La noi ca la nimeni. Cam așa s-ar putea descrie situația gravă în care se află profilul de științele naturii de la prestigiosul Colegiul Național Traian. Autorizat provizoriu în urmă cu 8 ani, profilul nu a primit nici acum acreditarea din partea RACIP, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Nu numai că deja există suspiciuni de ilegalitate și se poate ajunge la retragerea autorizării, dar conducerea de aici nu a făcut în ultimii ani niciun demers pentru obținerea acreditării prevăzute de lege. Conform legii, demersurile pentru întocmirea documentației de acreditare trebuiau începute încă din anul 2016, dar nimeni nu s-a ocupat de asta. În exclusivitate pentru postul nostru de televiziune, președintele RACIP, Șerban Iosifescu, a declarat că situația este gravă și nu s-a întreprins niciun demers de acreditare. Ca atare, este în afara cadrului legal și se va propune ridicarea autorizației de funcționare provizorie. Acele specializări și calificări care sunt autorizate să funcționeze provizoriu, nu dau unităților drepturi complete. În primul rând, nu dau dreptul de a organiza examene de absolvire, în cazul nostru bacalaureat sau de certificare a competențelor profesionale, care se dau la unități acreditate. Deci faptul că anumite specializări de la cele trei licee avute în vedere elevii de la acele specializări trebuie să dea examene de bacalaureat la alte licee, nu este decât consecința unor prevederi legale. În schimb, la Traian, în evidențele noastre pentru specializarea științele naturii, a fost autorizată în același ordin de ministru cu liceul Decebal. În anul 2010. Dar până acum, în 2010, da, deci cu începere din 2011-2012, dar nu a întreprins, nu sunt în evidențele noastre, cu mersuri de acreditare. Reamintesc aici faptul că deci prima promoție acestei specializări a fost în anul 2014-2015, deci începând cu septembrie 2015, fi putut să solicite acreditarea. Deci prima promoție ar fi 2014-2015, a doua 2015-2016 și deja aici avem o problemă că au cam ieșit din calendarul respectiv. Deci nu este o problemă, repet, de închidere a școlii sau a specializării sau a funcționării în ilegalitate, dar dacă nu întreprind demersurile legale prin care se solicită autorizația de funcționare provizorie, noi vom propune ridicarea acestei autorizații tot prin ordin de ministru. Profesorul care a înființat profilul în anul 2011 este acum inspector general adjunct al ISJ Mehedinți. Nici din această postură, Cristian Harcău nu a făcut niciun demers pentru întocmirea la timp a documentației de acreditare. Nici conducerea Colegiului Traian nu a făcut demersuri similare, drept pentru care s-a ajuns într-o situație jenantă. Solicitarea de acreditare și, în general, solicitările privind procedurile de evaluare externă trebuie să vină din partea unității de învățământ sau din partea Ministerului Educației, direct sau prin Inspectoratul Școlar Județean. La celelalte două licee severinene s-au făcut însă demersurile legale. La Colegiul Tehnic Decebal cererea s-a depus în anul 2017. În primul rând cu liceul Decebal. La specializarea de tehnician ecolog, această specializare a fost autorizată să funcționeze provizor prin ordin de ministru în 2010, începând cu anul școlar 2011-2012. Ei au început demersurile de acreditare, au depus cererea în trecut, au fost niște probleme că au depus în afara perioadei de care se face această depunere de cerere, n-a fost documentația completă, dar în general ei sunt în proceduri, deci este ok situația lor. Nici Colegiul Tehnic domnul Tudor nu a stat cu mâinile în sân, precum cei de la Traian. La domnul Tudor, ei au fost de asemenea autorizați să funcționeze provizoriu pentru două specializări, două calificări în 2013, tehnician proiectant de CAD și tehnician operator telematică, începând cu școlar 2013-2014. Aici situația este mult mai simplă, pentru că acreditarea se poate da numai după ce avem o primă promoție,
2016, anul școlar 2016-2017, deci ei sunt în calendar. Ce a făcut sau ce face în continuare Inspectoratul Școlar General, la fel ca și conducerea Colegiului Național Traian? Nimic. Aici nimeni nu știe un lucru simplu. Acreditarea se cere în anul imediat următor absolvirii primei promoții de după autorizarea provizorie, dar nu mai târziu de 2 ani de la acest moment. În această situație, termenul limite era anul 2017. Directorul Colegiului Traian, ca de obicei, nu a răspuns la telefon. Ei au dreptul să depună după absolvirea primei promoții, dar nu mai târziu de 2 ani de la absolvirea acestei prime promoții. Procedura este o procedură legală care presupune ca unitățile de învățământ să facă demersurile pentru a se acredita. Este vorba de o serie de documentație care trebuie întocmită și urmează apoi ca să fie planificată o vizită a RACIP-ului la aceste unități de învățământ. Înregistrează un mesaj după semnalul sonor. Profilul Științele Naturii de la Colegiul Național Traian a fost înființat în anul 2011 după ce a fost acreditat prin ordin al Ministrului Educației în anul 2010. În anul 2015 a absolvit prima promoție, moment după care în anul 2016 ar fi trebuit să înceapă demersurile pentru acreditarea profilului. Nici în anul următor conducerea de la Traian nu a luat nicio măsură și am ajuns în anul 2018 când practic termenul de acreditare a expirat.